Bună ziua, dragii noștri, împreună din nou la pastila de lectură, autobiografii care te dezvoltă, campanie inițiată de editura Herald, care va ține până pe data de 10 mai. Nu uitați, intrați pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro, și cărțile din colecția Autobiografia vă așteaptă. Astăzi vom vorbi despre Sir Winston Churchill, alături de o prietenă foarte dragă. Este vorba despre doamna Anca Irina Ionescu, traducător, cea care de altfel și traduce acest volum autobiografic, Anii tinereții mele, Winston Churchill, Sir Winston Leonard Spencer Churchill, născut la 30 noiembrie 1874, decedat la 24 ianuarie 1965, un remarcabil, am putea spune, om politic britanic, prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii în al doilea război mondial, unul dintre cei mai mari lideri politici ai secolului trecut, singurul, de altfel, prim-ministru britanic laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1953. O carte remarcabilă, ca de altfel toate cărțile din colecția Autobiografia. O traducere pe măsură, doamna Anca Irina Ionescu. De ce vă este dragă această carte, Anii tinereții mele, Winston Churchill, și ce ne puteți spune despre personalitatea și despre copilăria, dar și despre personalitatea acestui ilustru om politic pe care Regatul Unit al Marii Britanii l-a dat secolul trecut? Secolului trecut, dar și care trecut? Deci trecut al 19-lea, Da. dar și al 20. 20-lea, și al 20-lea. El a trăit pe două secole, și într-adevăr cred că este o figură cu totul remarcabilă, unică, atât în istoria politicii britanice, cât și a literaturii britanice. Cum bine ați spus, este laureat al Premiului Nobel, dar nu pentru pace, politică sau altceva, ci pentru literatură. Pentru că, într-adevăr, a fost un scriitor extrem de talentat, nu numai talentat, dar și un istoric desăvârșit, competent, meticulos, care și-a găsit și și-a câștigat merite deosebite într-un domeniu cu totul diferit de cel în care îl cunoaștem cei mai mulți și în care îi datorăm foarte mult. Eu sunt de părere că dacă nu ar fi existat Winston Churchill, soarta celui de-al doilea război mondial ar fi fost cu totul alta. Nu putem să uităm că timp de un an de zile, Churchill și Marea Britanie, Regatul Unit, au luptat singuri, absolut singuri, neajutați nici de Franța, aliatul lor care era deja la pământ, nici de America, au luptat singuri și au reușit să țină pe loc această mașină formidabilă de război, care era mașina de război a lui Hitler. Este un merit cu totul deosebit pe care alții nu l-au avut. A avut tăria să le promită conaționalilor lui nimic altceva decât lacrimi și suferință. A putut să spună în fața tuturor acest lucru și tot lui îi mai datorăm și celebra frază: a căzut o cortină de fier. Deci, după război, el este cel care și-a dat seama imediat că au apărut două lumi care de asta dată stau neînduplecate și înverșunate una împotriva alteia. Toate aceste lucruri le știam oarecum. Ceea ce știam mai puțin și ceea ce m-a fermecat au fost exact acești ani ai tinereții lui, anii de formare. Deci cum a ajuns să fie un om atât de oțelit, atât de vânjos, puternic, sufletește? A ajuns pentru că a fost călit în școala vieții și pentru că și-a dorit foarte mult acest lucru. Cartea pe care am tradus-o eu este o parte din biografia lui, din autobiografia lui. El a scris mai multe volume pe diverse perioade ale vieții. Cele care cuprind perioada lui de persoană publică poate sunt mai puțin interesante, aș zice eu, pentru că le cunoaștem și din alte surse. Dar aceasta este o carte care intră în intimitatea lui.
intră în intimitatea lui cu destul curaj, spre deosebire de alții autori. El are curajul să își descrie și eșecurile, fără prea mare înconjur, fără perdea, ca să spunem așa. Este interesant de văzut cum s-a școlit. Încă de la 7 ani, de la primul lui contact cu școlile publice, a avut un șoc extraordinar. Școala publică sau privată din Anglia, în acea perioadă când a spus a doua jumătate a secolului al XIX-lea, era o școală extraordinar de dură, în care pedeapsa fizică era la mare cinste. Copiii erau bătuți pentru greșelile lor până ajungeau să urle de durere și să se umple de sânge. Sigur, nu este o metodă cu care să fim de acord, dar fără îndoială că aceasta și-a pus amprenta asupra lui și l-a călit sufletește și l-a ajutat să le spună conaționalilor că le va oferi numai sânge și suferință, dar până la urmă vor răzbi. Memoriile față autobiografia are un avantaj, este scrisă la o vârstă a maturității. Sigur, descrie perioada copilăriei mici, a adolescenței, a tinereții timpurii, dar este scrisă cu mintea unui adult, iar evenimentele sunt selectate tot așa, cu mintea unui adult, cu gândirea matură a scriitorului și cu talentul incontestabil a celui care a fost laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Este o carte captivantă prin toate aventurile pe care le povestește. Aceste aventuri par uneori desprinse din O mie și una de nopți, pentru că a făcut de toate până să ajungă în Parlament. Aici se și oprește cartea, deci cu alegerea lui în Parlament această parte a autobiografiei se oprește. A făcut absolut de toate, cum spuneam. În primul rând și-a dorit, evident, să fie militar. Nu chiar că și-a dorit, dar rezultatele lui la învățătură erau extrem de slabe. Asta ne poate încuraja pentru sistemul de educație actual, care nu mai pune atât de mult preț pe competitivitate. Nu mai trebuie să iei numai 10 ca să te remarci în viață. Dacă ar fi fost să intre pe merite într-un liceu de pe vremea comunismului, n-ar fi intrat niciodată, pentru că el, din păcate, era în toate clasificările liceului ultimul sau penultimul. Aici era marea rușine, pentru că tatălui, așa cum ați spus, Sir, era dintr-o familie nobilă și la sfârșitul anului școlar se făcea o paradă, toți elevii se aliniau în ordinea mediilor obținute și evident că el era penultimul, numai că de multe ori a avut necazul ca ultimul să se retragă de la școală și el să apară ultimul. Deci a simțit această umilire tot timpul, dar asta nu l-a înfrânt. De fiecare dată a vrut să gândească singur și a spus de la bun început: sunt materii care nu mă interesează, pentru că știu că nu o să-mi folosească niciodată în viață. Și a vrut să învețe numai ceea ce își dorea. A ajuns în armată pentru că, din păcate, nu a fost selectat pentru altceva. Și a ajuns scriitor tot de acest motiv, pentru că rezultatele lui la învățătură nu îl îndreptățeau să fie selectat pentru o clasă de știință. Și atunci a spus: e, pentru limbă și literatură e bun și așa. Și într-adevăr a ajuns acest mare literat pentru că n-a fost bun de altceva. Dar armata i-a plăcut. A făcut tot ce se poate în armată. A făcut armata în toate colțurile lumii. Imperiul Britanic era pe atunci foarte mare. Este perioada reginei Victoria. Amploarea deosebită pe care o luase Imperiul este cunoscută. Și a făcut serviciu militar în India, în Cuba și în Africa de Sud. Iată că nu i-a rămas nimic de pe mapa mondul de atunci care să nu fi fost cercetat de aproape de el. Iar în India, interesant este că cel mai mult, ne mărturisește sincer, cel mai mult m-a interesat, de fapt, în regimentul meu, nu atât exercițiul și instrucția militară, cât campionatul de polo. Pentru că trebuia să-l câștigăm și, într-adevăr, regimentul lui a câștigat campionatul de polo. S-a dus apoi voluntar în războiul din Cuba. De ce? Ca să aibă practică de război adevărat. Pentru că, spunea el, instrucția
militară este, de fapt, regizată, este un teatru. Nu e adevărata experiență de război. Deci s-a rolat oarecum voluntar acolo. A luptat pe Valea Nilului și după aceea aventura cea mai captivantă, cred eu, a fost aceea din Africa de Sud, din timpul războiului cu burii. Când a fost prins prizonier, a petrecut câteva nopți într-o mină, ascuns în mină, în întuneric, iar șobolanii au mâncat lumânările, deci n-a putut nici măcar să aibă cât de cât lumină. Și până la urmă a scăpat de acolo într-un vagon cu baloturi de bumbac, ascuns într-un mic gol format între aceste baloturi. Dar toate acestea i-au câștigat o faimă peste tot. De ce? Pentru că militarul din el a fost în permanență dublat de omul politic în această perioadă, de ziarist. Ziaristul care consemna cu mare grijă tot ceea ce se întâmpla, atât din motive, să spunem, de interes politic și jurnalistic, dar și financiar. Pentru că pentru aceste articole pe care le trimitea la diverse ziare era destul de bine plătit. Să spunem cu mare bucurie că pe vremea aceea ceea ce primea el pentru o carte era mult mai mare decât solda pe care i-o dădea Majestatea Sa Regina pe vreo 2-3 ani. Așa că, da, era stimulat să producă și pe tărâm literar. Așa că avem în fața noastră un om cu totul și cu totul deosebit, foarte sobru, foarte înverșunat și care atunci când și-a pus în minte ceva, a reușit să atingă acel scop. Nu a fost niciun scop pe care să își dorească să-l atingă și să-l rateze. Asta este mare lucru. Și a fost foarte mare lucru pentru noi, pentru noi în sfârșit, nu, pentru părinții noștri și bunicii noștri care au avut parte de un conducător atât de bun care i-a salvat în timpul celui de-al doilea război mondial, căci așa cum spuneam, dacă el nu ar fi fost atât de înverșunat împotriva Germaniei și a naziștilor, nu a Germaniei, un om atât de deschis pentru care rasismul nu exista, pentru el, într-adevăr, toți oamenii erau egali. Sigur, avea micile lui snobisme, era mândru că e săr, să mândrea cu acest lucru. Pe de altă parte, era mândru și de mama lui, care era americană, deci o exponentă a politicii republicane, de egalitate a oamenilor. Dar pentru el toți oamenii erau egali, este cel care s-a revoltat împotriva asupririi burilor din Africa de Sud și totdeauna și-a spus foarte deschis opiniile. Pentru asta probabil că după război nici nu s-a mai bucurat de atât de multă trecere pe plan politic, dar nu e rău, zic eu, pentru că s-a putut concentra pe celălalt mare talent al lui, talentul literar. De asta m-a pasionat. Pentru că pomeneați puțin mai devreme despre America, dacă nu mă înșală memoria, cred că a fost și primul care a primit, să spunem, titlul de cetățean de onoare al Statelor Unite ale Americii. Așa este, a fost foarte mândru de acest lucru. Bineînțeles, nu este în perioada aceasta, pentru că perioada descrisă de el este perioada de tinerețe, dar s-a străduit atunci să meargă în această perioadă de tinerețe, totuși a făcut un turneu prin America ca să țină discursuri și iarăși ca să câștige și niște bani. Și cu această ocazie și-a expus doctrina deosebit de avansată pentru acea vreme, această idee a egalității între oameni, cu respectul cuvenit pentru munca fiecăruia. Să vezi un lord cum era el, nu? Căci era sir, cu atâta respect pentru omul de rând, era ceva deosebit în Anglia, dar și în America, care atunci era în plină expansiune. El a ajuns în Parlament în 1908, deci tot ceea ce se întâmplă în cartea lui este înainte de perioada de mare afirmare a Americii pe plan internațional. Și aș vrea să vă spun care este părerea lui despre
secolul pe care l-a început și pe care l-a și, care l-a și marcat și care poate că se potrivește cumva și cu perioada în care suntem noi acum. Exact perioada aceasta. Este vorba de sfârșitul secolului al XIX-lea și iată cum întâmpină el noul secol. Noul secol de furtuni și schimbări cuprinsese deja Imperiul Britanic în strânsoarea lui cumplită. Vremurile și scenele de care s-au ocupat paginile de față, structura și caracterul Partidului Conservator, fundațiile societății conducătoare engleze, toate acestea au fost curând despărțite de noi, de vâltori și prăpăstii, cum rare ori s-au deschis într-un interval de timp atât de scurt. Nu am prevăzut decât prea puțin cât de puternice vor fi valurile care ne vor duce înainte sau ne vor dezbina cu o forță irezistibilă și încă și mai puțin înfricoșătoarele convulsii care vor zgudui lumea și vor sfârma în bucăți structurile secolului al XIX-lea. Parcă se potrivește și cu sfârșitul secolului al XX-lea și începutul de secol 21 în care ne aflăm. Este începutul unei lumi cu totul diferite. Dar ne vom adapta și vom trece, căci lumea merge întotdeauna înainte. Înapoi, istoria nu merge niciodată. Anii tinereții mele, Sir Winston Churchill, volum autobiografic publicat în colecția Autobiografia. Nu uitați de campania Autobiografii care te dezvoltă până pe data de 10 mai 2020, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro. Puteți achiziționa cărțile preferate din colecția Autobiografia, mari personalități care au schimbat istoria umanității. Astăzi am vorbit despre volumul autobiografic al lui Winston Churchill, Anii tinereții mele, alături de doamna Anca Irina Ionescu, traducător, care îi mulțumim foarte mult că a fost alături de noi și astăzi, ca și în dățile trecute. Recomandăm cu multă căldură, cu mult drag și cu mult entuziasm această minunată carte, care aș putea spune că este nu doar un volum autobiografic despre ceea ce a însemnat istoria Regatului Unit al Marii Britanii la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, dar aș putea spune și o frescă a Europei și o frescă a societății din acele vremuri, anii tinereții mele, Winston Churchill. Doamna Anca Irina Ionescu, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, iar noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a viitoare a pastilei de lectură, Autobiografii care te dezvoltă. Să aveți o zi minunată în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! La revedere, vă mulțumesc foarte mult!